International Rail Services. Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Sunt la episodul 272 denumit Până unde te duc autobuzele? Și este vorba de autobuzele TFL din Londra, desigur. În acest episod vreau să vorbesc despre o călătorie către Tatsfield în sudul Londrei și despre știri curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț. Acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.com, unde joia, cam la două zile distanță de acum, pentru că înregistrez în data de 8 august, joia, la ora 6 seara, asculți o versiune restrânsă a acestui podcast și acolo, radio.com. În ultima perioadă am început să citesc o carte denumită Too Big to Fail, Inside the Battle to Save Wall Street. Și este vorba de o carte scrisă de Andrew Ross Sorkin. E o carte foarte faină, am ajuns deja la o treime din cartea respectivă, cred că o termin până săptămâna viitoare. E o carte din care afli ce a dus la dezastrul din 2007-2008 cu criza financiară, marea criză financiară. Și bineînțeles, cartea este scrisă într-un stil așa de romancier, de novelă, de roman, ce vrei tu pe acolo. Și te atrage cu fiecare pagină pe care o citești, vrei să citești ceva mai mult și mai mult și mai mult. Și e interesant cum merge în istoricul personajelor, de acum poți să le zici, istoricul firmelor, autorităților și lanțul ăsta de acțiuni care a dus la marea cădere în cazul, să zicem, firmelor astea financiare și bineînțeles cum a afectat întregul sistem, întregul glob, efectiv, acea criză financiară în 2007-2008. E o carte foarte faină, foarte interesantă de citit, numită Too Big to Fail, Inside the Battle to Save the Wall Street, scrisă de Andrew Ross Sorkin, care fiecare dată laudă un număr de oameni faini, niște ONG-uri faine, numite Hub, the Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, The 3 Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine care merită lauda și grija noastră, cum ar veni, ROE Hub, The 3 Million, Centrul Filia și Eclair.org. Și acum, în această zi interesantă de marți, 8 august 2023, hai să vorbim puțin despre călătorie către Tatsfield. Pentru cei ce nu știu, Tatsfield este un sătuc de vreo 1800 de oameni în sudul Londrei, chiar foarte departe, și dacă stai să te uiți bine, Tatsfield este de fapt în afara Londrei proper, nu e în Greater London, deși se apropie de M25 pe partea interioară, ci că face administrativ mai mult parte din Kent. Foarte aproape sau destul de aproape de Seven Oaks, cam la același nivel pe latitudine cu Seven Oaks. Cum am ajuns noi tocmai așa de departe, în afara, aproape de marginea Londrei? Ei bine, am ieșit la plimbare de curând. Și în principiu, dacă vrei să ajungi undeva în Londra, trebuie să faci, poți să ajungi acolo prin mai multe moduri. Mașină personală, te duci pe câteva străzi principale și ajungi destul de repede. Ori metrou, ori trenul, ori overground-ul, ori, bineînțeles, autobuzul, cum am făcut noi. În ultima perioadă, ca să vedem mai bine cum arată Londra pe deasupra, pentru că am mers pe dedesubt prin tunele pe bandă rulantă cu metroul, ne-am gândit să mergem cu autobuzul. Și atunci ce se întâmplă? De obicei facem cam așa. Luăm un autobuz până la capătul lui, după care de acolo luăm un alt autobuz cât mai departe înspre exteriorul Londrei. Inițial, ideea noastră era să mergem undeva în zona Biggin Hill. E un aeroport din asta, mi se pare că e Biggin Hill Heritage Hangar. E London Biggin Hill Airport, cam pe acolo. Mi se pare că e un aeroport din asta pentru persoane fizice, nu-i pentru publicul larg. Pentru că sunt avioane mici pe acolo cu elice și mai sunt și avioane din astea turbojet, dar pentru persoane mai bogate. Și chiar lângă este Formula One Management. Chiar vreau să ajung acolo. Pur și simplu mi-a picat ideea asta, m-am uitat pe Google Maps, ok, hai să mergem în sudul Londrei, undeva cât mai departe. Pac, unde am pus pinul și acolo mi-a zis, oh, uite un aeroport, hai să ne uităm să vedem despre ce se vorba cu aeroportul ăla. Și când am ajuns pe zonă, am mers ceva mai departe, până în zona Biggin Hill,
ca să ajungem chiar la finalul stației autobuzului respectiv. Și, bineînțeles, după ce am ajuns la finalul autobuzului, mi se pare că, dacă stau să mă gândesc bine, luasem și noi pe acolo 464 sau ceva de genul ăsta. Sau 300 și ceva. Nu mai țin minte efectiv cu ce autobuz am mers. Cred că am putea să ne uităm pe planul ăsta nostru, dar nu contează cu ce autobuz efectiv mergi. Ideea este că dacă vrei să cunoști Londra, la cât este de mare, pur și simplu te uiți așa de la distanță, dai zoom out, dai click undeva pe o anumită zonă care pare interesantă și după care iei autobuze până în zona respectivă, cum am făcut și noi, desigur. Și am trecut pe lângă acel Formula 1, nu ne-am mai oprit să ne mai uităm la el, să vedem despre ce este vorba. Și în zona Biggin Hill a fost foarte interesant, pentru că seamănă destul de mult cu dealurile alea din zona Brașovului, în zona Schei, pe acolo, case puse pe dealuri. Și arăta chiar foarte fain. Și undeva în depărtare, pășuni cu oi, așa, la kilometri distanță, pe celelalte dealuri în urcare. Foarte interesant. După ce am stat un moment în Biggin Hill, ne-am uitat pe hărți și am zis, ok, hai să mergem mai departe. Și ne-am dus chiar mai departe, la câțiva kilometri mai în jos, la Tatfield Village. Și când am ajuns la Tatfield Village, ne-am dus la pub-ul din, chiar de lângă stație, am cerut voie să mergem la WC-ul. Am visat noi la pub-ul respectiv, dacă nu s-ar fi uitat oamenii mult și lung la noi. Îți dai seama, fiind sat, adică maxim 1800 de oameni pe acolo, îți dai seama, vin doi străini, un el și o ea, și cer să se ducă la WC-ul. Și decât să stăm noi la o bere, la ceva pe acolo și să-i vedem pe oameni cum se uită în gura noastră, ne-am dus doar la WC și pe aia am ieșit, ne-am dus în împrejur. Și pe mai târziu ne-am uitat și noi pe Google să vedem mai multe informații despre satul respectiv. Are cât vreo 15-20 de străzi, duce foarte bine înspre Biggin Hill, nici nu-ți dai seama exact cum, nu există o delimitare clară. Iar în zona aia, Tatfield e un pond, Tatfield Village Pond, e o baltă micuță, unde n-am văzut nicio rață, dar balta era. Și chiar lângă The Old Ship, e un pub acolo numit The Old Ship, chiar la pub-ul ăla am fost la WC-ul, chiar lângă ăla e o stație mai veche de autobuz, undeva în zona Westmore Road, și aveau cărți puse acolo, pentru cine vrea să le citească, să pună, să le cumpere, să vândă. Bineînțeles, fiind în weekend și noi cum am ajuns mai târziu, acel bakery din zona era închis, dar ne-am plimbat pe la Tatfield Village Pond și pe Westmore Green, care sunt două parcurete foarte, foarte mici unul lângă altul, și aproape că ne-am făcut curaj ca să ne ducem către o zonă verde foarte mare, numai că n-aveai cum să ajungi acolo într-un mod ușor, pe Approach Road, pe acolo. Ne-am plimbat puțin, după care ne-am întors. Ne-am fi plimbat și pe niște străzi, dar amului ne gândeam, băi, știi cum, hai să nu ne îmbătim pe aici, fiind sat, oamenii ăștia ne pomenim că o să cheamă poliția pe noi, că uite-te că ne plimbăm printr-un sat și cine știe, suntem străini și părim suspecți. Deși noi am vrut să ne ducem foarte bine să vizităm câteva locuri. Poate în o altă zi ne mai facem și noi un curaj pe acolo și să vizităm și alte locuri prin satul respectiv. Efectiv, sunt câteva, nu, era să zic 10, sunt probabil vreo 200-300 de case în tot satul respectiv. Au și un primary school și un parish council și ar părea interesant. Și ne-am întrebat, măi, am stat aici? Poate da, poate nu. Ideea este că până la urmă parcă n-am vrea să stăm, pentru că este, ce știu, cum să zic, e foarte departe. Ești destul de izolat, să bei neapărat mașină ca să stai pe zona respectivă. Și la autobuz te duci, autobuzul este cam la, ce știu, 15-20 de minute, dacă se să te gândești, ceea ce nu este rău. Un autobuz la 15-20 de minute, dacă ești undeva în fund de lume, și acolo este fund de lume. Pentru că la un moment dat, ca să ajungi cu autobuzul pe acolo, trebuia să treci pe o stradă numită, hai că ne uităm acum, Ricketts Hill. Dar pe strada aia încape doar o mașină. Și atunci când se ajungea într-o zonă în care nu încap două mașini, una trebuia să se dea mai în lateral ca să treacă autobuzul, sau autobuzul să oprească să treacă alte mașini pe acolo. Foarte îngustă, foarte îngustă. Și e fain că trece printr-un fel de tunel din ăsta, din verdeață, stânga, dreapta, verdeață și sus copaci. Foarte interesant. Cât am așteptat și noi la Tatfield Village, chiar la stația de autobuz, ne uitam către șofer. De obicei, șoferii sunt relativ politicoși. Când se uită la tine, îi salut, te salut înapoi. Ăsta era foarte ciuput omul. Deci zici că îi se stricase ziua. Și
În Italia, măi, e necaracteristic. De obicei vezi că șoferii sunt măcar neutri, dacă nu chiar foarte politicoși. Ăsta era de-a dreptul început. Dar câteodată e bine să te uiți așa, băi, se mai vezi și pe ăștia, cine știe? Deci, om fi zis, o fi român. Ne uităm, o fi român, cine știe? Și cum îi zice? Am luat după aia autobuzul și ne-am dus foarte bine către Biggin Hill. Și de fapt, din Tatfield, de fapt, autobuzul nostru era, cred că 464, dacă stau să mă gândesc bine. Da, ar trebui să îmi arate pe aici, 464 sau 462. Nu mai știu exact cam ce zice pe acolo, că Google are probleme cu afișarea. 464, da. Și acest 464 ne-a dus la întoarcere către New Addington. Unde este New Addington? Să ne uităm pe hartă, chiar în momentul de față. Este la nord și mai la stânga puțin. Când am ajuns în New Addington, autobuzul are capăt de linie destul de aproape de stația de tramvai. Tramvai există mai între New Addington și Croydon, în Londra, în sudul Londrei, și cam atât e singurul tramvai. Interesantă chestie, chiar în zona tramvaiului respectiv, am dat la un moment dat de un magazin, cred că era turcesc, ne-am și uitat numele pe acolo, și acel magazin, să zicem, turcesc, mai la stânga undeva de Iceland, avea tot felul de chestiuni românești și săine, bineînțeles, dar și românești pe acolo. Și încerc să-i găsesc numele, nu-mi dau seama acum de magazin de acolo. Ideea este, minune mare, am reușit să găsesc halva din aia, din semințe de floarea soarelui. În UK găsești foarte de salvam, dar găsești salva din aia, din susan și tahin, chestii care țin foarte mult de Middle East și care sunt relativ simpatice, însă nu e ceea ce sunt eu învățat de, să zicem, de România când este vorba de halva. Și ne-am bucurat una, două, la vreo două bucăți din alea de halva, ca să ne bucurăm de ele pe acasă. O altă chestie pe care am găsit-o și pe care nu am prea găsit-o, să zicem, prin UK, este marmeladă din aia de mere, cum aveam noi prin România. Poate eu nu mai țin bine minte, dar prin România se putea și probabil încă se poate găsi marmeladă din aia de mere. Bineînțeles, aici în UK nu se știe de niciun fel de marmeladă, în afară de marmeladă din aia din portocale. Până la urmă n-am găsit marmeladă de mere, dar am găsit de gutui. Ne-am bucurat că am mâncat-o pe toată, să nu spui la nimeni. Dar foarte bună, foarte gustoasă, așa. Și interesant, aia de gutui a fost făcută undeva prin Portugalia. Interesant lucru cum anumite lucruri, dacă ai crescut zeci de ani de zile cu ele, anumite lucruri rămân cam implantate în creierul tău, da? Mici, nu? Aia nu o să-i scoți din capul omului ever. Sau halvaua de floare soarelui, sau așa, chestii de genul ăsta. Și câteodată, când mai am ocazia, pentru că nu o să mă vezi vreodată să mă duc intenționat, vreau niște, ce știu, cârtiși colagi sau vreau neapărat o ciorbă de burtă sau ceva, acum să ies să mă duc în punctul ăla. Nu. Doar dacă din întâmplare ne merg pe zona respectivă și e un magazin așa care are vreo chestie afumată, dacă sunt să ne gândim bine, atunci ne punem și intrăm în magazin, poate luăm o chestie sau alta așa de dorul nostalgiei, ca să zicem. Și după ce am luat mai mult decât am fi vrut să luăm, vreo două plase și în ghiozdan am cărat frumușel, ne-am dus la New Addington la tram station, la tramvai și cu aia ne-am dus liniștiți către Croydon. Unde este Croydon? Acolo. Și ne-am dus chiar la West Croydon, de unde am luat la un moment dat overground-ul care să ne ducă foarte bine, unde? La Canada Water și de acolo să ne întoarcem înapoi la Canary Wharf. Foarte repede. De obicei, cam asta e și tehnica. Îți iei un autobuz care te duce timp de 2-3 ore, stânga, dreapta, sus, jos, prin Londra, te plimbi prin anumite zone acolo unde ajungi, după care, calea de întoarcere, dacă poți, e o cale mai rapidă. Cumva încercăm să ne menținem la sub 90 lire pe călătorie din asta, dus-întors, când mergem la o plimbare din asta. Și, într-adevăr, poți să vezi foarte, foarte multe locuri. Fiecare zonă își are specificul ei, plus lucruri pe care le-am mai găsit și în alte zone din Londra. Și da, este chiar foarte departe să te duci așa la marginea Londrei, cum e Tatfield-ul respectiv. Cum am mai fost și altă dată, ne-am dus către Dartford. Am fost și la Enfield la un moment dat și vrem să ne mai ducem liniști și în alte părți care ar fi interesante. Am fost la un moment dat în nord, chiar și la Alexandra Palace. Sunt tot felul de zone în care am vrea să ajungem, tot așa, de curiozitate. Să mergem așa de jur împrejur cum ar veni.
Și uite, chiar în vest, dacă tot discutăm așa de plimbări, am ajuns și în zona Twickenham, ne-am dus și la Kingston upon Thames, chiar am ajuns la un moment dat, cum îi zice, dincolo de Hampton Hill, chiar dincolo de Teddington, și chiar și la o plimbare, dacă stau să mă gândesc bine, am ajuns și la Hampton Court Palace la un moment dat. Și nu mai aveam mult că ne agitam și probabil ajungeam în Reading. Dacă ne mai agitam când mergeam la vest sau în Windsor, că nu e mare lucru de la Twickenham, Teddington până în Windsor, dacă este să te gândești. Sau de acolo până la Heathrow Airport, e cât vreo 5-6 km, nici atâta. Dar plimbările astea durează cam vreo 5 ore dus întors, dacă stai să te gândești așa, și faci vreo 60 de km, destul de mult. Dar sunt faine, oricum. Sunt multe locuri de vizitat și tot ceea ce poți să faci e să te duci așa aleatoriu din loc în loc ca să mai vezi zonele respective. Și cam atât cu plimbarea respectivă. A fost foarte fain, mai repetăm. Un lucru interesant este că autobuzele nu te țin strict în zona de Londra, câteodată te scot și în afara Londrei. Noi deja cu autobuzul respectiv ajunseserăm în zona Kent. Și foarte simpatic. Dar fiindcă ieși cu autobuzul, de obicei găsim double-decker și atunci ne plimbăm chiar foarte bine. Chiar a plouat o perioadă bună, nici nu ne-am luat umbrele mare, ne-am luat doar umbrelele mici și cu asta am mers pe mai departe. A fost chiar ok. Și așa am putut să vizităm și noi locuri, fără ghid, fără nimic, doar ne-am uitat și ne-am dus liniștiți de colo-colo. Și asta e un mod destul de ieftin prin care poți să faci plimbări prin Londra. Acum hai să trecem la alte lucruri interesante, și anume, când să pronunți make versus do. Chiar m-am uitat la un moment dat la filmulețul ăsta, făcut de tipa din, cred că e din Liverpool, dacă stau să mă gândesc bine. Are canalul de YouTube, English Like a Native, englishlikeanative.co.uk. Și atunci ea a explicat la un moment dat, depinde de cum a reușit să înțeleg, da? Eu. Make, aia înseamnă că tu deja ai ajuns la un produs final. Make me a tea. Ești deja foarte limitat în acțiune și gata. I made a tea. Foarte scurt, ai un obiectiv final. Sau, dar pe de altă parte, când folosești do, trebuie să-l folosești la un proces mai lung, ceva mai continuu. Do your homework, de exemplu. Homework-ul nu se face așa de repede și durează, așa că îi zici că do. Și atunci, make la chestiune mai scurte. Cam așa am reușit să înțeleg eu din filmul respectiv. Intuitiv aș ști să folosesc, pentru că i-am auzit pe oameni cum folosesc expresiile astea. Dar la gramatică să știi că nu sunt foarte, foarte bun. Așa că, bun de știut. Make versus do. Ce am văzut de curând, o chestie foarte interesantă, Double Decker Bus Racing. Un filmuleț făcut în anii 1982, mi se pare, în care poți să vezi foarte bine cum se întrec vreo 6 autobuze din asta Double Decker. Și primul are numărul 2, e primul, după aia vine 7, după aia iarăși 2 și de fiecare dată când te-ai întrebat, măi, autobuzele astea cad, se dau peste cap în curbe, o să vezi foarte bine că, uite, ăștia fac curse și totuși nu se dau autobuzele peste cap. Bineînțeles, nu sunt curse în alea foarte rapide, pentru că zona pe care se întrec ei e o zonă aproape circulară, puțin ovală, da? Și nu apucă oamenii să prindă viteză prea mare. Probabil dacă prind vreo 30-40 la oră. Autobuzele astea, într-adevăr, s-au putea da peste cap dacă ai insista. Dar din filmulețe, când te uiți așa, la un moment dat vezi că se înclină chiar destul de puternic. Dar e simpatic, uite. Deci până la urmă chiar au fost curse din asta cu double decker la un moment dat, cândva într-un trecut. Și nu știu dacă se mai fac. Nici nu m-am uitat. Sincer, chiar nu m-a interesat extraordinar de tare ca să știu și eu. Băi, dacă s-au făcut curse din asta sau se mai fac în ziua noastră. Dar, măi, am avut o curiozitate cum am dat de filmulețul ăsta și m-a distrat treaba asta. Foarte simpatic. Hai să trecem la secțiunea de informații practice. Cică, testul Life in the UK nu este foarte greu de trecut, dar nici simplu. Este tipul ăsta de pe YouTube numit Evan Edinger, care a avut ca invitată o tipă, o italiancă, care locuiește în UK de 11 ani de zile, și a dat testul în limba engleză de curând, cum îi zice. Și are nu de limba engleză, ci Life in UK test. Și a reușit să ia testul respectiv. Ea, dar fiindcă a crescut aici și a făcut școala aici, a știut anumite chestii și a putut să treacă de testul respectiv. Pentru cei ca mine care au venit, e bine, a fost ceva mai multă muncă. Dar
îți dau un secret. Te duci pe site-ul ăla, Life in UK Tests, care este prezentat și acolo în filmul lui Evan Edinger, plătești pentru vreo 2 luni de zile, cred că e 10 lire pe lună, ai acces la cele 45 de teste și în fiecare zi stai vreo jumătate de oră, maxim o oră, să faci acele teste. Faci primul testul numărul 1, treci câte poți să treci și după aceea te duci la testul numărul 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. Și la un moment dat, o să vezi că numai din, tocmai din reflex tu vei învăța anumite noțiuni. Cele 45 de teste sunt cumva pe 45 de regiuni din carte. Așa că, de exemplu, ai putea face timp de o jumătate de oră în ziua 1, faci testul 1. După în ziua 2, faci timp de o jumătate de oră testul 2. Și la un moment dat o să-ți dai seama că anumite întrebări sunt destul de intuitive, răspunsurile pe care ți le dă testul poți să le ții minte măcar în parte și atunci, făcând testele astea, asigurându-te că iei măcar 22 din 24 la toate cele 45 de teste, când ajungi să dai testele alea în mod real, în fața unui aparat, nu o să-ți ia mai mult de 5 minute să dai răspunsurile corecte și poate să pleci pe mai departe. Deși la test poți să te duci și să stai acolo probabil 45 de minute, efectiv, n-am văzut oameni care să fi făcut testele astea acasă și să se ducă acolo să stea mai mult de 5 minute. Când am fost în tura mea de oameni care am dat testul la Life in UK, mai toți am ieșit repede, între 3 și 5 minute. Am mai rămas doar 1-2 în urmă ca să-și mai dea seama ce să răspundă. Și îți dai seama. Și chiar când am făcut ei testul ăsta de la Evan Edinger, am luat din nou testul, ca să zicem așa, am răspuns corect. Deși a trecut mai bine de un an și ceva de când am dat testul respectiv, anumite chestiuni se văd că mi-au mai rămas în cap. Și în secțiunea asta de informații practice, am pus link-uri către podcasturi trecute. De exemplu, Rebroadcast, Cetățenie Set of Status, Pașii de aplicare la cetățenia britanică, despre testul Life in UK și despre Set of Status. Am dat link către 4 podcasturi pe care le-am avut înainte și pe care, de ce nu, te invit să le urmărești pentru că s-ar putea să te ajute destul de mult. Da? Am avut episodul 138, Let's Get Settled, când a fost, a fost înregistrat pe 17 iunie 2020, acum imediat, 17 noiembrie, pardon, 2020, acum 3 ani de zile, am luat Settled Status. După aia, despre testul Life in UK, am vorbit în 2021, pe 17 august, după aia despre chestia asta, când ești British, cu detalii pentru cetățenie, am discutat în 16 noiembrie 2021 și, bineînțeles, în 28-6-2022 am discutat despre cetățenia britanică și așa mai departe. După ce reușisem să iau cetățenia britanică. Oh, și aia a fost în 2022, da, anul trecut, în februarie. Și cam atât legat de sfaturi practice de cetățenie. Cam aici încheiem prima parte a podcastului. Partea asta va fi difuzată pe radio.com joia la ora 6 seara. Cine vrea să asculte restul episodului, să nu uite să intre pe manuelcheța.com la episodul 272. Ne mai auzim. După o mică pauză bine meritată, haideți să trecem la chestiuni interesante, gen viața în Londra și în sănătate. De curând au făcut foarte mulți oameni mișto pe Twitter și în alte părți, mure la 10 lire în Londra și la oamenii mirați. Băi, persoana respectivă, o florăreasă mi se pare din nordul Londrei, s-a dus, a luat mure de nu știu de pe unde și le vinea cu 10 lire. Dar ea s-a scuzat că a cumpărat acele mure și le-a primit din Olanda. Și ca să vinzi ceva la 10 lire în Londra nu e mirare mare, pentru că Londra e foarte scumpă. Te duci la o bere în centrul Londrei, plătești vreo 6 lire pe berea aia. 2 beri, 12 lire. Dacă mai vrei să mănânci și ceva, pac, 20, 30, 40 de lire la o simplă ieșire, n-ați așa, fără pretenție, efectiv. Când am fost la un moment dat în Peterborough ca să fac ceva pentru muncă, m-am dus de vreo 5 lire, am mâncat de te-am dat pe din afară, n-am știut ce să mai fac acolo. Și am zis, băi, în Londra e ceva neregulă când dai, pentru un sandwich în Londra, un sandwich frumușel, sănătos, dai vreo 7-8 lire. Și de 7-8 lire mănânci de dai pe din afară când te duci în afara Londrei, efectiv. Deci ceva e neregulă cu planeta asta și asta e adevărul. În Londra foarte multe lucruri pot fi chiar scumpe. Cum ar fi? Mure la 10 lire. E un buchet din ăla de mure încă necoapte. Foarte simpatică treaba.
Pe de altă parte, în Londra ce poți găsi, găsești pub-uri foarte interesante, cum sunt cele, lista de la Londonist, 10 best pubs in Soho. În Soho este o zonă foarte interesantă unde găsești tu pub-uri care mai de care mai cu personalitățile lor mai diferite, așa, și cu, să zicem, istorie extraordinar de mare. Și printre pub-urile astea, chiar mă uitasem, măi, n-am fost la niciunul. Nu e ca și cum aș fi circulat eu prea tare prin, cum îi zice, prin zona Soho. Doar am trecut așa. Doar am fost în trecere, dar pub-urile astea sunt foarte interesante. Deci, dacă ai fi vrut să mergi în Soho la pub-uri, de ce nu te duci pe acolo, sunt vreo câteva și arată toate interesant. Adevărul e că m-am dus în tot felul de pub-uri prin Londra, așa de curiozitate, și fiecare are personalitatea sa. Așa că, listă. Plimbă-te prin Soho și, bineînțeles, găsește pub-uri. Ce am aflat de curând este că London Zoo are 17 pui noi de pasăre. Ce este vorba de, printre alții, e vorba de Socorro Dovechicks. Sunt pui de porumbel de Socorro. Ci că e o specie sălbatică care a dispărut de pe fața pământului și doar la grădini zoologice. Interesantă faza asta. Chiar n-am știut. Foarte interesante păsările astea. La London Zoo, care London Zoo este în Regent's Park, n-am ajuns deloc. Deși tot zic, măi, uite că vreau să merg acolo, să vizitez la London Zoo. Dar uite, cu ocazia asta, poate chiar o să mă decid să vizitez London Zoo, pentru că e interesant. Nu neapărat că aș vrea să văd niște pui de pasăre nouă, dar pasăre, să zicem, pe cale de dispariție, dar mă ajute așa de curiozitate pe acolo. Și tot legat de Londra, evenimente gratuite în City of London și sunt pe bandă rulantă, nu ești, nu te poți speria. Poți să ajungi să vezi lista asta, e thecityofldn.com. E Bartholomew Fair, este un eveniment foarte interesant, timp de 3 săptămâni, în City of London o să vezi Bartholomew Fair. Dacă cauți City of London Bartholomew Fair, o să găsești între 31 august și 16 septembrie tot felul de evenimente mai mult sau mai puțin interesante. Și pe la zona St. Paul Cathedral e, ce mai știu, Midnight Run, deci au și ziua și noaptea, au un marketplace, charity supermarket foarte interesant, funny business cu clowni, second liners, illusions, delusions, Phileas Fogg, și au tot felul de alte, de Dodo Rider, Flycycle și tot felul de alte chestii din astea. Au evenimente foarte interesante. Poate o să ajung și eu prin City of London în perioada asta. Bartholomew Fair, ci că există din secolul al XII-lea și a fost ținut în... Da, a fost ținut până în 1855 și se pare că de curând au vrut să-l reînvie acest Bartholomew Fair. Acest fenomen. Interesant, de ce nu? Dă-i să dea drumul la cât mai multe evenimente, pentru că Londra e plină de oameni și, de ce nu, oamenii ăștia vor să fie distrați, ca să zicem așa. Deci, caută Bartholomew Fair, City of London, undeva finalul lui august, jumătatea lui septembrie. Și acum, hai să ne uităm la lucrurile care mi-au sărit așa în ochi pe ultima săptămână, respectiv știrile astea de pe ultima săptămână, că deja mi s-a dus și aerul, ca să zic așa. Ci că breșe de securitate la UK Electoral Commission. E bine, ce vei afla din episodul ăsta de podcast acum este că dacă ai votat în ultimii 8 ani de zile, datele tale au fost deja furate de la UK Electoral Commission și au ajuns pe mâna hackerilor, cu alte cuvinte, e-mail, număr de telefon, adresă de casă, numele. Astea au fost furate de la UK Electoral Commission, așa că dacă primești în curând un apel telefonic, un SMS, un e-mail sau orice fel de altă chestie din asta care spune că ar fi de la Electoral Commission și că e urgent să faci nu mai știu ce chestii, efectiv bagă SMS-ul, mesajul, apelul respectiv în spam. Pe mai departe, de ce? Pentru că milioane și milioane de oameni, inclusiv și eu și tu și mulți alții, avem acum detaliile noastre furate și date pe undeva pe internet. Așa că, dacă auzi mesaje de la UK Electoral Commission, trebuie să îți punești antena de om sceptic și să de cele mai multe ori să consideri, ok, asta este un spam, încearcă să mă păcălească sau să-mi fure banii. Așa că, nu.
De curând am aflat că, de fapt, 8 august, adică azi, este International Cat Day. Și dacă te duci în Google și scrii International Cat Day, la un moment dat o să îți arate o lăbuță de pisică și poți da click pe ea. Și când dai click pe ea, o să vezi o pisică cum își aduce și ea lăbuța în văz și pune și își lasă amprenta pe pagină. Și interesantă chestie că poți să dai click oriunde pe pagină și vin pisicile să pună click pe tine. Să dea click pe mâna, pe tine, pe mâna ta, foarte interesant. Chiar acum mă joc cu un milion de pisici pe aici, meu. Ok, hai să închidem asta, că m-am distrat prea mult. Și cam atât. International Cat Day, foarte simpatic. Bun, ce am aflat de curând, o altă știre, este că terorismul încă există. Să nu uităm că locuim în Londra, locuim în UK și în continuare este țintă. Și toată lumea se gândește la terorismul islamic, dar nu este singurul. Există terorism pe mai multe direcții. Iar acum ăsta nou care fusese arestat de curând era alb. Și există terorism și de dreapta și de stânga. Și ideologic și neideologic și politic și nepolitic, de toate felurile. Și din păcate, UK-ul și mai ales Londra este la risc. De-aia țin în continuare să le aduc oamenii la minte că e viața liniștită de Londra, dar atâta timp când ești implicat în tot fel de chestii astea urâte. Dar pe de altă parte este și periculos din cauza terorismului, în continuare există. Ce am mai aflat de curând este că falimentele din UK sunt aproape de nivelul din 2008, de la criza financiară. Nu știam treaba asta, dar datele chiar asta vorbesc. Tot felul de chestiuni sunt deja scoase în evidență. Housing market este sub presiune, inflație foarte mare și foarte multe firme ajung să dea faliment în perioada asta. Următoarea știre este foarte interesantă, e o știre mai veche, dar cum a ieșit în evidență în subradarul meu, este o știre din 2021, și că Peppa Pig transmite accentul britanic copiilor americani. Și asta e chestie foarte distractivă, că probabil mai fi vorbit de chestia asta la momentul respectiv, dar e chiar foarte distractiv, da? Peppa Pig este un desen animat care e la modă în foarte multe țări și se pare că și la americani. Și acum copiii americani încep să aibă accent britanic la tot felul de cuvinte. Hai. Și pe Twitter era un mesaj, știi că The Empire Strikes Back. Foarte tare faza asta. Ce am mai aflat de curând, o chestie mai puțin tare, e că 1,7 milioane de locuințe din UK nu au acces la internet fix sau mobil. Ups. Și e vorba de foarte mulți oameni în vârstă în cazurile astea. Și cumva, gândindu-mă la filme mai vechi, așa, legate de UK, parcă aș vrea să vizitez niște sate în alea mai îndepărtate, să văd cum sunt oamenii și cum e viața pe acolo. Dar doar să vizitez, că de stat probabil vreau să stau în continuare în zone ca Londra. Bun, ce am mai aflat de curând este că anumite magazine Aldi vor verifica plastele. În sfârșit o să te simți ca în România, când te duci la orice fel de magazin, una, două stele să viziteze ce plaste și găzane ai cu tine. Și cumva mă bucuram că aici în UK te duci la magazine și nu te verifică. Și apoi stai să te gândești, mă, toată lumea e cu un ghiozan în spate. Și așa că probabil anumiți oameni care nu le vor conveni controlele astea se vor duce la M&S sau la alte părți, știi? Nu că am venit în UK să pur sau ceva, efectiv nu-mi place să fiu controlat la bagaje când mă duc într-un loc și cumpăr. Nu, hai să fim serioși. Ce am aflat de curând? BNPL, Buy Now Pay Later, pentru tratamente medicale. De ce? Pentru că oamenii ajung foarte, foarte greu prin NHS să fie verificat sau să facă anumite, să zicem, operații. Și în cazul nostru, la muncă, am cerut să am Bupa Health și pentru mine și pentru partenera mea, ca să avem acces la chestiunile astea, doctori privați, pentru că NHS-ul, când ai nevoie să ajungi să facă o verificare sau ceva, durează săptămâni sau poate luni întregi. Și este un lucru chiar foarte trist. În măsura în care mi se ia pentru National Insurance 500 de lire pe lună, nu? Și atunci, nu. Cu greu ajung la GP și cu greu ajung și eu la să-mi fac niște teste mai amănunțite. Mergem pe mai departe. Brexit. Alte verificări amânate. Era vorba de verificări la tot felul de produse. Dar fiindcă durează foarte mult să stabilești un sistem de verificare și documente, normal că Brexitul a vrut să mai amâne niște verificări care trebuiau făcute de mult timp. Brexitul e un proces care trebuia să dureze vreo 10 ani de zile, nu așa de la o zi la alta, pac, hai, scoatem. Ce am aflat de curând este că anti-vaxxer a fost condamnat pentru că l-a hărțuit pe Matt Hancock. L-a urmărit pe Matt Hancock prin metro
Și asta a fost interesant de văzut, că Matt Hancock, da, vorba aia, ministrul sănătății pe UK, se ducea cu metoul dintr-o parte în alta. Și a fost hărțuit de către un tip care e anti-vaxxer, știi? Nu s-ar fi dus un om normal, un anti-vaxxer ar trebui. Vai, că ne omor, că genocid, ce vrei tu, oamenii aia sunt bolnavi, rău de tot. Anti-vaxxerii sunt în, nu toți, dar într-o oarece măsură sunt niște adepți a unor religii, în special chestiuni conspiraționiste. De-aia nu poți să convingi un anti-vaxxer, la fel cum nu poți convinge un om religios de anumite chestiuni, că n-ai cum, n-ai cum. Și așa faci diferența între religie și un sistem ideologic mai normal la cap. De ce? Discuți cu un om normal, îi spui, băi, uite, astea sunt dovezile, omul normal acceptă dovezile, își modifică comportamentul religios și never ever. Așa că așa îți dai seama, orice fel de grupare pe care o vezi în jurul tău, dacă îi aduci dovezi contra și oamenii respectivi nu vor să înțeleagă acele dovezi, atunci îți dai seama că oamenii respectivi fac parte dintr-un cult slash religie. Bun, ultima chestie, Wembley inundat. Măi, de inundat sănătos. În ultima perioadă, să zicem în ultimele săptămâni, n-a fost foarte cald, dar a plouat destul de des. Și în Wembley chiar au ajuns pe anumite zone să inunde case, să bage mașini pe la jumătate în apă. Și interesantă figură, ca să zicem așa. Dar măcar am fost feriți pe ultimele, să zicem, două săptămâni de călduri în alea foarte mari. Și cu asta am terminat cu știrile. Uită-ne la final de nou episod de podcast, un episod în care am vorbit despre cum să folosești autobuzele din Londra să te plimbi oriunde vrei tu, nu că n-ai ști, tot felul de lucruri interesante, printre care International Cat Day și Peppa Pig Empire Strikes Back, și așa că noi ne vom auzi pe data viitoare. Succes și sănătate! The next station is Balham. Change here for National Rail Service.